Președintele Klaus Iohannis a dus umil la reuniunea Consiliului European, iar inevitabilul s-a produs. Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a atacat din nou România pe tema migranților. Nehammer ne-a declarat din nou răspunsător pentru zecile de mii de migranți care au ajuns în țara lor. De partea cealaltă, Iohannis nu a mai avut nicio declarație. Colegul nostru Cornel Chitucea ne spune mai multe. Te ascultăm. M-am găsit începând de astăzi la Bruxelles. Consiliul European se va reuni și va găzdui una dintre cele mai importante ședințe din această perioadă, la care vor participa liderii Uniunii Europene. Vedem că începând de astăzi, după cum spuneam, începe și noua comisie, însă sunt din nou declarații referitoare la aderarea țării noastre la spațiul Schengen, pe lângă alte subiecte care vor fi dezbătute în zilele acestea la Bruxelles, cum ar fi criza energetică și probleme de securitate. După cum știi foarte bine, se vor discuta și problemele de securitate referitoare la războiul dintre Rusia și Ucraina. Însă, întorcându-ne la declarațiile făcute de Karl Nehammer, cancelarul Austriei, în decursul zilei de astăzi, ce este de precizat este că a ținut să reamintească faptul că votul negativ dat țării noastre nu a fost întâmplător și că vorbim despre mulți migranți care au intrat pe teritoriul Europei din cauza țării noastre și din cauza Bulgariei. Vă reamintesc că înainte de întrunirea Consiliului Jai, moment în care a fost dat și votul negativ pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen, au fost atunci discuții legate de imigranți și austriecii au spus că din cauza țării noastre și a Bulgariei, foarte mulți oameni au intrat în Europa ilegal. I have the impression that this is very positive, that it was possible to make a decision on Croatia, and I fully understand the position in Bulgaria and in Romania, and probably we have the occasion to have an exchange on views on the current situation, and I hope that it will be possible to give some signals that in the following months we will work in a positive spirit in order to make progress. It doesn't mean that we have formally a debate on the question, but I suppose that the topic will be addressed today in the European Council.